<coughs> Teacher. Acum, cum ați fi în engleză, mă tras curentul. Ce? Uh, merită să zic că nu există așa ceva? Nu. Eu cred în asta și eu cred că pe mine mă tras curentul. Ok, uite, în engleză mai degrabă se spune I caught a cold. sau nu, 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 nu. nu. Asta e am răcit, dar anumit mă tras curentul. Cum să zic? Ok, uite curent anumit se spune draft și scris iată așa sau așa. Aha, deci a draft pulled me? Oh dear lord. Păi atunci cum? Unicul mod de a spune asta, măcar aproximativ, este it was drafty sau there was a draft. Ei, hai așa. Pe tine și pe personalitățile tale multiple te urmăresc mulți oameni din diaspora, așa -i? Da. Întrebai pe ei dacă nativii spun matras curentul sau dacă în genere există acest fenomen la ei. O, oh, bună idee! Spune englezii sau americanii mă tras curentul? mie chiar îmi e curios. Și ja apasă butonul